emoții trecerea aceasta de la juniorat la seniorat. Într-adevăr, pretențiile sunt convinsă că sunt mai mari, dar simțiți așa o diferență? Da, este foarte greu tot timpul, trecerea de la categorie la alta și de la junior 2 la junior 1 a fost foarte greu. Timpul de exercițiu s-a mărit, efortul la senior, da, de la junior 1 la senior și mai greu. Și cerințele mai mari, ai un campionat mondial la seniori, este mai ca la junior să mai poți să mai faci o greșeală acum. Totul trebuie să fie exact. Dincolo de elementele artistice, acrobatice pe care voi le învățați, trebuie să stăpâniți foarte bine respirația. Deci voi trebuie să știți să respirați mai bine decât oricine altcineva, pentru că altfel nu duceți exercițiile, nu? Da, din moment ce învățăm un exercițiu, trebuie deja să învățăm unde putem să respirăm ca să ne luăm energie, să ducem integral mai departe, pentru că trebuie să ai rezistență foarte mare și n-ai... Practic trebuie să-ți găsești un loc unde să respiri, este foarte greu, dar antrenându-te, te obișnuiești și deja ți intri în ritm. Cum stau lucrurile la capitolul ăsta? Pe lângă că trebuie să mai și respiri, trebuie să și zâmbești. Când mai te întorci cu spatele, atunci cu fața iarăși trebuie să zâmbești. Tot timpul cu spatele să vii, niciodată să nu respiri cu fața, că e rău. Și, și, și. Acolo, în față vârful. Plecare, atentă! Așa, vezi că nu fixezi, deci după tac geam, fixează brațele. Pe aterizare pleci prea direct în coreografie, da? Așteaptă puțin, ai terminat elementul și pleci în coreografie. Acolo, după aceea trage de braț în față. Tacul a fost bine. Așa, mișcarea nu mai face așa de frumos. Amplu. Da, și urmărește capul și brațul ăla și e foarte frumoasă mișcarea, să nu o strici. Gimnastica aerobică este la fel de grea ca orice gimnastică, și ca artistica și ca ritmica. Ce este mai grav este că nu suntem mediatizați și lumea nu știe despre noi. Este ceva amestecat între ritmică, artistic, este foarte greu pentru că facem și pe un podium foarte dur. Și tot timpul avem vânătăi și ca la orice sport, dar eu zic că este foarte frumoasă, sunt și mai multe probe și e ceva diferit și spectaculos. Este foarte multă muncă și pe lângă celelalte ramuri de gimnastică artistică și ritmică, îți trebuie foarte multă rezistență și forță. Eu, cum am venit de la ritmică, având foarte multă mobilitate, mi-a fost greu să mă adaptez aceste ramuri. A trebuit să bag multă forță, dau marșe la fiecare zi cu cura pe mine și am reușit într-un final. Aveți parte de fiecare dată de un antrenament cardio, transpirați foarte mult aici, ardeți foarte multe calorii, dar sunt convinsă că fără un regim alimentar nu ați putea să aveți o siluetă de invidiat, nu? Cum e regimul tău? Antrenarele noastre nu ne interzic, dar suntem destul de conștiente să ne dăm seama dacă am mai pus kilograme sau trebuie să mai slăbim, trebuie să ne mai îngrășăm, pentru că ne dăm seama și în mișcare. Atunci când facem un element ne simțim mai grele sau... Dar de obicei evităm să mâncăm seara, dar nu, zicem, nu stop ciocolată, stop. Mâncăm câte puțin, ce avem poftă.
Campionatul mondial de rugby este numai aici. Titanii care pot muta lumea din loc fac grămadă ordonată la DigiSports. Vineri de la 10:30 dimineața e duelul echipelor ale căror vise au fost spulberate în semifinale. Țara Galilor, Australia este pe DigiSport 2. Duminică de la 11 ai meciul echipelor care au călcat totul în picioare la această cupă mondială. După ce au fost învinși în grupe de All Blacks, francezii văd negru în fața ochilor și în finală. Coșmar cu repetiție, Franța-Noua Zeelandă. Mergem până la capătul lumii ca să-ți aducem cel mai bun rugby. DigiSports, spectacolul campionilor!